Și în perioada crizei sanitare și economice, am văzut foarte multe astfel de inițiative private și din partea mediului de afaceri și a societății civile, prin care efortul statului a fost întărit, completat și chiar cred cu tărie că așa trebuie să funcționeze lucrurile într-o societate. Statul să aibă politicile mari, mult mai bine definite și țintite pentru categoriile de beneficiari, iar societatea civilă, mediul de afaceri, să ajungă acolo unde statul nu reușește să sprijine atât de mult. Și făcând analiza pe serviciile sociale pe care le avem la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, se confirmă această credință a mea că în România serviciile sociale trebuie să fie integrate. Nu e suficient să dai unui om o sumă de bani, 147 cât este, 147 de lei sau 42 cât este venitul minim garantat, ci trebuie să vii cu servicii educaționale, de sănătate, de consiliere, inclusiv de posibilități de integrare pe piața muncii pentru cei care sunt în capacitatea de a munci. Doamna ministru, seara în ședința de coaliție s-au împărțit funcțiile de prefecți. PNL a obținut Bihor, dar a pierdut Clujul. Aici vom avea un prefect din partea UDMR. Ce părere aveți de această situație? Mi-e greu să apreciez eu, mai ales că știu cum se poartă negocierile într-o coaliție. Întotdeauna într-o negociere nu pot să fie toți mulțumiți. De asemenea, un alt principiu de negociere este să încerci ca fiecare să oarecum să mai rămână cu senzația că putea obține mai mult, pentru că atunci chiar există o garanție a echilibrului. Asta este situația. Sunt convinsă că așa cum noi funcționăm bine în coaliție la guvern, la fel se va întâmpla și în plan local între autoritățile locale și în cazul acesta cu prefectura, care este instituția care reprezintă guvernul. Ce se va întâmpla în continuare? Vă întrebăm desigur legat de pensii și salarii. Știm că urmează și o recalculare dacă vor veni mărite pe bugetul pe anul 2021. La ce ar trebui să se aștepte oamenii? Noi pregătim acum bugetul pentru anul 2021 și în paralel am demarat o măsură de reformă importantă în domeniul pensiilor. Pe această măsură de reformă am realizat deja începutul reevaluării tuturor dosarelor de pensie, în condițiile în care, pentru o bună exemplificare, în România există aproximativ 250.000 de dosare de pensii ale agricultorilor care sunt în format letric. Deci, ca vreodată să ajungi să vorbești despre recalcularea acestor pensii, trebuie întâi să le ai într-un format electronic și să ai o evidență a lor. Asta am început să facem, evaluarea pensiilor. În paralel lucrăm la formula legislativă. După ce este gata formula legislativă și se finalizează și evaluarea, intrăm cu pensiile recalculate. Până atunci, rămânem pe legea în vigoare pentru pensii și cel mai probabil, cel puțin eu așa îmi doresc, să realizăm o indexare a pensiilor anul acesta, undeva în septembrie. Indicatorii sunt. Cu cât, doamna ministru, dacă nu puteți spune? Acum, evident că Ministrul Muncii solicită întotdeauna mai mult și, făcând un calcul, am făcut o solicitare Cât ați solicitat? cu o creștere importantă a pensiilor. Pe de altă parte, este evident și sunt solidară cu eforturile echipei guvernamentale că trebuie să ținem deficitul undeva într-un quantum de 7 și ceva, 7,1-7,4%, și pentru asta va trebui să facem eforturi cu toții. Nu ar fi corect să vă spun ce solicitare am făcut noi de la Ministerul Muncii. O să anunțăm în momentul în care primim bugetul de la finanțe cu cât le vom putea crește propriu-zis. Și cred că așa e formula cea corectă. Dar ați luat o decizie în privința părinților care stau acasă cu copiii dacă începe școala și în diverse situații și unii chiar trebuie să rămână acasă? Vor primi bani? Astăzi se ia această decizie.
dacă vor exista în continuare cursuri în format online și vor fi nevoiți părinți să stea acasă, atunci acea formă de sprijinire a părinților pentru supravegherea copiilor acasă va continua din partea guvernului, evident. Dar așa cum am făcut și până acum. Dar dacă vorbim de familii vulnerabile și cursurile sunt la școală, dar copiii trebuie să rămână acasă ca să evite un risc, aveți o prevedere în sensul acesta? Nu înțeleg exact întrebarea. Dacă e un copil bolnav și e riscant să meargă la școală să se îmbolnăvească. Dacă sunt familii vulnerabile, așa cum am prevăzut toate situațiile atunci când am decis redeschiderea școlilor, sunt convinsă că și dacă se ia această decizie, atunci când se va anunța, tot prin ordin comun al miniștrilor educației și sănătății, sigur, vor fi reglementate și astfel de situații. Veți păstra măsura prin care părinții, dacă stau acasă cu cei mici, pe clasa se referă colega mea, da, să primească acele procente de 75% din salariu și să își păstreze și locurile de muncă, dar să poată sta și acasă cu cei mici, să aibă grijă de ei? Așa mi s-ar părea firesc ca acea măsură pe care noi am luat-o și am și prelungit-o de a sprijini părinții care stau acasă să supravegheze copiii cât școala se desfășoară online, să funcționeze atâta timp cât vom avea o formă de educație online. Și dacă tot vorbim de elevi, vă întreb totodată și de alocațiile elevilor, ce se va întâmpla cu ele în acest an, dacă vor crește, dacă ne așteptăm pe partea asta la crește și dacă cât anume v-ați dori să crească. Cred că dumneavoastră vorbiți de bursele elevilor și aici o să răspundă ministrul educației în privința alocațiilor copiilor. Acestea au fost majorate de la 1 ianuarie și începând cu 1 februarie intră în plată. 8-9 ale lunii reprezintă în general zilele în care alocațiile intră în plată pentru luna anterioară. Totuși, legat de cele pensii orientativ, puteți să ne dați o cifră sau o marge, un interval, orice? Să știe oamenii orientativ. Sincer, nu, pentru că ar însemna să generez... Am urmărit-o, stimațele spectatori, pe Raluca Turcan, ministrul muncii, declarații după un eveniment la care domnia sa a participat.